cât de corect este să utilizăm denumirile de profesii la feminin în limba română? De ce unele dicționare au adoptat două forme pentru unele profesii, însă pentru altele au rămas la una singură, de masculin? Discutăm subiectul cu cercetătoarea și doctora în filologie, Loreta Handrabura. Bine ați venit, doamnă Handrabura! Bine v-am găsit! Vorbeam înainte de a începe acest interviu despre faptul că societatea cumva a fost nepregătită la această schimbare. Feminizarea asta a venit cumva așa peste noi și noi ne-am cam pierdut, încercam să alegem varianta corectă, dar până la urmă nimeream de multe ori niște situații mai bizare. Și vreau să vă întreb, de ce este nevoie de acest limbaj echilibrat în privința genului și anume prin utilizarea funcțiilor, profesiilor, meseriilor la feminin? Am să încep cu răspunsul de la ultima întrebare, că ea de fapt conține două. Limbajul echilibrat în privința genului, care presupune și utilizarea formelor de feminin pentru ocupații, profesii, meserii și titluri, vine să nu mai accepte limbajul sexist, care nu permitea utilizarea acestor forme decât la masculin, ca normă generică, pe care insistă în continuare încă multe savante și mulți savanți și din Academia de Știință din Republica Moldova și de partea cealaltă a Prutului. Acest limbaj echilibrat în privința genului și cu corespondente feminine, Traian, este absolut justificat din punct de vedere sociocultural și prin el, de fapt, se recomandă să utilizăm expresii și conotațiile acestora, astfel încât să asigurăm tratament lingvistic egal în discursul public, atât femeilor cât și bărbaților. Ori discursul public este deopotrivă și discursul educațional, și discursul media, și politic, și științific. Dacă ne amintim noi cu tine, că suntem din generațiile care am prins mai multe schimbări, în manuale, demersul educațional era cu elev doar, da? În demersul educațional noi aveam doar elev în sarcină, protagonist, erou, eroină foarte rar. Prin urmare, discursul care dă, de fapt, formă conștiinței noastre sociale, el vine prin limbaj să facă vizibili sau invizibili pe cei doi actori sociali, bărbați și femei, fete și băieți la, mă rog, la vârsta de copilărie, adolescență și tinerețe. Mai mult ca atât, Traian, să recunoaștem, limbajul nu doar ne dă vizibilitate nouă, dar dă vizibilitate efortului nostru pe care îl facem în media, în pedagogie, în politică. Mai mult ca atât, el vine să certifice schimbarea pe care o fac deopotrivă nu doar bărbații, dar și femeile, din momentul în care, atenție, li s-a permis femeilor să aibă acces la studii. Și asta s-a întâmplat abia cu 100 de ani, în universitățile care au 500 de ani. Prin asta, prin limbaj, noi confirmăm valoarea adăugată pe care o au femeile și în domenii considerate tradițional masculine, ca niște cetăți în care foarte greu li s-au permis să vină la studii, iar după care să ocupe funcții. Mă refer la domeniul militar și de securitate, poliție, mă refer la domeniul religios, care rămâne foarte conservator, dar atenție, are forma de feminin încă din clasificatoarele de acum și 20 de ani, de stareță, de cântăreață în strană, de teologă, celelalte rămân de preot, deacon, mă rog, mitropolit, episcop, rămân la masculin. Simplu, limbajul nostru și dicționarele nu au avut nici o rezervă față de meserii a căror valoare prin studii și prin putere de decizie este una minusculă. Deci, mulgătoare, țărancă, muncitoare, bucătăreasă, dădacă, moașă, ele au existat dintotdeauna în dicționare. Mai mult ca atât, în
versiunea anterioară a clasificatorului ocupațiilor, în care din 2021 se atestă pentru prima dată la circa 82% din cele 5600 de ocupații și forme de feminin, acum, anterior aveam doar 28 de ocupații la feminin. 13 erau meserii, din marea majoritate le-am numit, și vreo 18 erau profesii, deci deja presupuneau studii, mă rog, fie non-terțiare, cum le zicem noi, sau de colegiu, de școală pedagogică anterior, fie studii superioare, dar și acolo. Deci, uite ce făcea limbajul. Deci aveam spălătoreasă, lingereasă, dar șef spălătorie și șef lingerie. Exact. Deci, prin urmare, deci, până și limbajul, totuși, cum zicea o mare lingvistă contemporană, Hélène Vienot, franțuzaica care a luat atitudine atunci când, acum în 2019, când Academia franceză a decis demasculinizarea limbii franceze, spune ea, și chiar dacă îmi permiți, cu argumente foarte explicit pe înțelesul auditoriului nostru, care desigur, este foarte variat. Chiar vă rog. Într-o lucrare a ei celebră, mă rog, pentru mediul nostru lingvistic, limbajul inclusiv, dânsa afirmă: o limbă care face femeile invizibilă este amprenta unei societăți în care acestea au un rol secundar. Pentru că limba este politică, limba franceză a fost părtinitoare în mod deliberat față de masculin timp de secole, de grupuri care s-au opus egalității de gen. Ca să rezumăm prima întrebare pe care mi-ai adresat-o. Nu există rezistență, chiar din partea unor savanți, a unor savanți cu care mai port și eu polemici, pe forme de feminin care se referă la meserii, altfel spus, la ocupații în care tu nu ai nevoie să fii bine școlită și în care repetitiv faci niște sarcini, cum ar fi mai nou lipitor, uscător, crohănitor, vreo 300, aproape 400 de forme de meserii, profesii, care în dicționare nici nu le-am atestat. De ce? Schimbările din societate au o mobilitate mai mare decât mobilitatea limbii. Iar cei care se uită spre piața locurilor de muncă, e cazul să recunoască deopotrivă efortul și contribuția femeilor care au venit în piața locurilor de muncă. Li s-a permis, nu, tot, în toată istoria a trebuit să ni se permită să învățăm, să accedem la funcții altădată interzise pentru femei. Iar astăzi, când schimbările care se produc în societate se datorează și femeilor, este un act nu doar de egalitate, dar și de dreptate, să-l certificăm și prin limbă. Fiindcă, ziceam că ți-am adus niște exemple, să dau și la cameră, angajăm femeie de serviciu. A scris acest angajator sau angajatoare, conducându-se de clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova anterior. Ce scrie el în paranteză? Poate fi și bărbat. Deci are un simț al limbii, deci el înțelege că noi deja trăim niște timpuri în care, din punct de vedere social, meseriile, profesiile, titlurile nu mai sunt eminamente masculine sau feminine. Respectiv, menținerea acestui patriarhat lingvistic, prin norma generică de masculin pe care să o utilizăm, ce facem? Creăm contextual mari confuzii. Așa este, într-adevăr, patriarhatul lingvistic a fost mai mereu prezent și eu recunosc în momentul când mi-am pus această întrebare că da, ar trebui să fiu mai atent, e atunci când, de exemplu, am avut prima președintă
de țară. Și atunci, ok, cum să o prezint? Președintele Republicii Moldova, președinte, a început să apară această dilemă, dar sunt de acord cu dumneavoastră că în prezent, iată, începem să, acest patriarhat începe să dispară și vreau să vă întreb dacă această tendință sau acest fenomen se resimte și la vecinii noștri de peste Prut, pentru că de multe ori ne inspirăm de acolo, cum e la ei? Ei sunt mai conservatori deocamdată, deși în uz, și eu această cercetare o fac permanent, atestăm tot mai frecvent tendința de utilizare firească și a femininului pentru judecătoare, avocată, procuroare, administratoare. Se invocă frecvent, cum a răspuns și anterior purtătoarea de cuvânt a Academiei Române, faptul că nu sună bine. Despre asta vroiam să vă întreb, dacă n-ar suna pe alocuri chiar bizar dacă am adăuga acest iță la final de termen, la fel... Sună bizar? Sună bizar, Traian? Noi utilizăm... Noi dintotdeauna am utilizat actriță, pictoriță, da, sculptoriță, barmaniță. Dar ne-am obișnuit cu aceste cuvinte? Ai spus tu cuvântul cheie. Ne-am obișnuit. Da. Noi când pronunțăm un cuvânt prin care certificăm niște relații, prin care noi dăm contur unor realități, noi sigur că apelăm și la memoria fonică. Exact. Da. Copiii care de mici aud și contabilă, aud nu doar de prințesă, dar și de aviatoare, crede-mă, nu mai invocă această scuză că nu sună bine. Este o problemă cu sufixul iță. El în gramatică are două sensuri, de denominare, așa, vezi cum în cazul dat, da, dar și sensul peiorativ. Uzul a început să perceapă mai mult sensul peiorativ și pentru primăriță, șoferiță, vedeți că... Vânătoriță mai nou. Vânătoriță, da, au o rezervă și când zic asta mă gândesc chiar la femeile care ocupă această funcție de demnitate din primărie și preferă și acceptă să li se spună primară ca și șoferă celor care șofează, deoarece societatea percepe cu sens așa peiorativ, parcă ar devaloriza efortul funcției sau a profesiei. Foarte multe bancuri și eu regret când acestea se fac în necunoștință de cauză de persoane cu un doctorat în filologie sau chiar de unele savante și savanți care, da, acum recent, fără a consulta clasificatorul ocupațiilor, s-au lansat în niște comentarii de... unele dintre ele mie mi-au fost jenă, fiindcă noi în clasificator am trecut formele de feminin care sunt acceptate de sursele lexicografice, de dicționare, mai simplu spus, majoritatea, care au fost editate sub girul Academiei Române. Prin urmare, douăomul care a apărut după ce s-a lucrat pe clasificatorul ocupațiilor, douăm trei, ediția a treia, chiar dă cu 3600 de profesii, meserii la feminin mai multe decât le-am prins noi în acest clasificator al ocupațiilor. Piața locurilor de muncă se schimbă, Traian. Exact. Cei de la Ministerul Muncii se consultă nu doar cu experții și expertele de la nivel european, dar consultă comitetele sectoriale care urmăresc piața locurilor de muncă. Respectiv, de la ei vin noutățile pe care de profesii, de meserii, pe care, spre exemplu, dicționarele noastre încă nici nu le atestă. Și ți ziceam mai devreme, ele sunt circa 400 actualmente în clasificator, dar nu le vei găsi la o căutare nici în
unul din cele, de exemplu, 14 dicționare pe care le-am consultat noi. Când zic noi, subsemnata, lingvista, doctora conferențiară universitară Alexandra Gherasim, o specialistă recunoscută, și lexicologa Ana Vulpe de la Academie de Știință. Uite, aparatist, radiochimist, naturopat, osteopat, doar în dicționarul medical român am găsit și forma de osteopată, iar în dicționarele din uz rămâne în continuare masculinul. Corhănitor, ipsosar, electrogazosudor. Extraordinar. Deci, observi piața și calificările care ni se solicită se dezvoltă mai rapid decât limba. Respectiv, trebuie să avem această flexibilitate și atâta timp cât noi nu doar prin reproducere am asigurat continuitatea unei societăți, dar și prin cunoaștere, prin muncă intelectuală, e cazul să acceptăm și să recunoaștem acest efort al femeilor, această valoare adăugată și prin limbă. Deoarece mai e un moment. Multă lume spune că prin apelativul domn și doamnă noi putem să facem referința la genul persoanei. În discursul public, ca și voi în discursul media, eu trebuie să vorbesc de jurnalistul Traian Stoianov și jurnalistul Porubin Alexandra. Porubin Alexandra. Sau de multe ori înscris, noi ce facem? Șeful statului Sandu ar trebui să spunem, exact. Da? Ce impresie se creează? Contextual, noi percepem că e vorba de un bărbat. Mai mult ca atât, iată această percepție, cum îți ziceam, uite ce înțelegere greșită aduce în spațiu public. Mai 2003, o entitate media de la noi titrează: principalul candidat pentru postul de premier în Thailanda a născut cu 2 săptămâni înainte de alegeri. La asta mă refeream, doamna Handrăbura, pentru că noi masele sau suntem puțin confuzi atunci când vrem să ne dăm seama care este varianta corectă, chiar dacă ne dăm seama de niște lucruri și sunt de acord cu dumneavoastră în tot ce ați spus mai devreme, dar atunci când vrem să vedem ce ne zice dicționarul, nu prea avem acces, adică nu găsim această informație și îmi dau seama că această reformă lingvistică, am putea să o numim așa, nu știu, e un proces lent cu care până la urmă ne vom obișnui și aceasta va deveni o normalitate. Pentru că bizar e doar pentru oamenii care nu sunt obișnuiți cu astfel de termeni. Dar iată că încet, încet o să ajungem și la nivelul când aceasta va deveni o normă, pentru că e o normă, și nu o să ne mai simțim atât de confuzi, să zic așa. Domnul Stoianu, că o să trec și la pierd dumneavoastră. Bizar, în istorie ni s-a părut să permitem fetelor să meargă la școală. Exact. Bizar ni s-a părut să oferim femeilor și ele au trebuit să lupte, să facă o pledoarie, să se opună la faptul că le era îngrădit dreptul politic de a vota, drepturi economice și drepturi sociale. Noi, sigur că atâta timp cât prin limbă continuăm să păstrăm acest masculin patriarhal, vrem să amintim și să arătăm cu degetul că venim pe locul natural, masculin, pe care noi îl ocupăm, fiindcă noi, într-adevăr, ceea ce voi prin naștere obțineți fără efort, sau de-a lungul istoriei bărbații au obținut fără efort, femeile au trebuit să ceară acest drept
legitim, nu doar să voteze, dar și să fie votate. Experiența noastră este încă foarte mică comparativ cu cea a bărbaților. Femeile în spațiul românesc abia în 1929 au avut dreptul să voteze la alegeri locale. Abia în 1938 au avut dreptul să voteze la alegeri parlamentare, iar în Constituția României abia în 1948 s-a introdus dreptul de vot deopotrivă și pentru femei. Prin urmare, ca și în educație, ca și în multe funcții, eram în funcția de ministra adjunctă. Eu am insistat de atunci când am purtat discuția cu rectorul Academiei Militare de ce se îngrădește dreptul fetelor de a depune actele nu doar la telecomunicații, dar și la infanterie și artilerie. Extraordinar. Mi se invoca faptul că nu consideră că nu au pregătirea fizică adecvată. Li s-au permis și lor, ca și primelor fete care au depus la Academie de Poliție abia la începutul anilor 2000, ca ulterior, aceiași bărbați și femei care opuneau rezistență din interiorul sistemului să recunoască că, de regulă, fetele puține care erau atunci și tot mai multe care sunt acum, de regulă sunt șefe de promoție. Wow. Și fac dovada nu doar a unei condiții fizice la fel de bune, cu normative specifice, sigur că pentru fete nu poți să pui același normativ pentru fete ca și pentru băiat, fiindcă noi totuși din punct de vedere și biologic și fiziologic avem și diferențe. Aveți diferențe, doamnă, sunt diferențe, dar până la urmă, iată că istoria e o pată rușinoasă a istoriei, matriarhatul în general, dar iată patriarhatul, în aceste timpuri moderne, în prezent, se pare că acest fenomen va dispărea și de pe segmentul lingvistic. Noi vă mulțumim pentru toate informațiile oferite. Noi am putea discuta și am putea face o emisiune aparte discutând la această temă. Și chiar este cazul. Noi, oricum, vă mulțumim că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi și vă mai așteptăm. Poate chiar pentru o ediție specială, pentru că această temă chiar trebuie dezbătută și trebuie oferită. Corect, Traian, trebuie dezbătută și să se înțeleagă că și prin tratamentul lingvistic egal și prin oportunități egale, femeile și bărbații care își spun feministe sau feminiști, de fapt, pledează pentru parteneriat de gen. Exact. Pentru recunoașterea valorii și contribuției atât a bărbaților cât și a femeilor. Altfel spus, noi pledăm și pentru un umanism în care sunt incluse și femeile. Și eu mi-aș dori să fie o zi în care să nu mai spun că sunt feministă. Asta ar însemna să nu mai avem inegalități, să nu mai avem discriminare, să nu mai avem hărțuire sexuală, abuz emoțional și violență domestică și alte forme care încă se regăsesc și în societatea noastră deopotrivă. Doamnă Hândrăbura, eu ca un tată de fată vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și pentru aportul dumneavoastră. Sunt și a unei echipe mari de femei, exact, și bărbați. Exact. Vă mulțumim pentru impact. Vă mai așteptăm la noi și vă dorim pace sufletească și echilibru perfect. Mulțumesc. Vă mulțumim.